ușor, mă apropii de drumul care duce la vale spre căsuță. Da, uite, acolo se vede mai bine acum. Băi, eu nu văd, eu nu reușesc să văd. Nu reușesc să văd așa stâna, dar se vede probabil. Când o pune pe televizor acasă, sper să o văd. Așa. Ioi. Ei, mașina aia a urcat dealul deja. Îți dai seama, 4x4. Da. 4x4, nu te joci. Io. Dragii mei, ce să vă spun? Paște fericit! Și dacă ai postat după Paște sau în timpul zilelor Paștelui, niciodată nu-i prea târziu. Sper să fie toată lumea sănătoasă, mulțumită, fericită. Să ne mulțumim cu ce avem, că asta e cel mai bine. Nu să trăim starea de nemulțumire continuă. Vai, eu n-am avion, n-am iaht, n-am aia, n-am aia. Lasă, dragă, că ai două mâini, două picioare și poți oricând să le ai. Imaginează-ți că le ai. Visele sunt gratis. Da, de aici se vede mult mai bine. Dar, e seară, e aproape noapte. Ce fericită sunt, ce mulțumită sunt. Vine să țip. Au! M-am sperit lumea. Știi, țip ca nebun așa pe câmp, de bucurie. De bucurie. Da. Și aici ne luăm la revedere de la pădure, pădurea mea, așa, și ocotim la stânga pe un drum de pietriș pe care între vie aici, așa, de unde veneam eu, coborâm spre casă, cu căruță, cu mașină, fiecare cu pe jos, fiecare cu ce avem, uite așa și iar așa. E, aici mare atenție că e pietriș și aluneci ca pe gheață de multe ori, dar na. E. A, cât a făcut? Doamne, ce mai trece timpul? Ce mai trece vremea? Și spun fetele nenea. Da. E frumos pe aici. Pe aici pășteam căprițele. În copilăria mea am avut capre. Iezi, mă trimitea tata să pasc caprele, iezi, na. Nu știu, mereu am fost revoltată pe chestia asta, că nu vreau să stau să citesc la lecturi suplimentare, la ce aveam eu de făcut de la școală. Dar mai plec, dacă ăsta era regimul, trebuia să le pasc. Mai luam carte pe deal, ce era să fac? Da. Și m-am ambiționat, am învățat carte. Dar am revenit, că așa e viața. Revii acolo unde sunt rădăcinile. Parcă trăiești cu o lipsă, așa. Acum parcă mă hrănesc în aer, așa. Sunt de mulțumită și fericită. Da? Sincer vă spun. Doamne, am crezut că am uitat telefonul la cimitir, că nu mai întorceam îndărât. Nu știu dacă mă întorceam sau nu. Zic, da, ia uite ce frumusețe. Acum au înflorit vișini, ia uite. Ce frumoși sunt. O ferie de primăvară, ce să mai... Deci prima dată a fost curcudușii, zarzarii, merii. Apoi s-au trecut alea și au legat alea și s-au... au înflorit vișinii. După aia urmează cireșii. Doamne, din una în alta. Fiecare anotimp are frumusețea lui, da. Ia uite ce... Așa e drumul aici. Da. Săpat în coastă. Dealurile crâncen de mari. Mamă, aici atenție că aluneci. Aluneci și te duci de-a dura. Uite așa,
cu un pic de atenție, cu un pic de... sare camera cât colo, ferească Dumnezeu. Trebuia să-mi pun hamul ăla de pus la por, la pieptori pe cap, dar n-am mai stat să le potrivesc, că nu găseam, adică nu găseam, era... Trebuia să caut suportul ăla și zic, lasă că nu. Mă duc așa, că e mai, e mai mică fără suport, o pun în buzunar și asta e. Da, uite că am vorbit cu voi și repede am mai ajuns în sat. Gata, am intrat în sat. Și pe aici, pe malurile astea, pășteam căprițele. Aici e mult mai aproape de casă. Aici la mama Angelina, eu zice, mal abrupt, Doamne ferește. Poate să, la un cutremur ceva, cum ți-e scris, ce să mai... Da? Ia să vedem Bereștiul de aici. De pe malul ăsta, mama mea, ce frumos e. Am mai făcut eu filmări de aici, dar cu telefonul și nu prea e, este calitativ cu telefonul, dar asta e. Ia uite câtă fumăraie în sat. Au pus oamenii foc la gunoaie, că nu bate vântul deloc. Alții ascultă muzică. Da. Să mă duc acasă. Tata cred că e îngrijorat. Nu i-am spus unde plec, dar și-a dat el seama. Că dacă, ce să zic, ce să-i mai spun, că dacă mă gândeam, mă oprește poliția sau nu-i voie, sau o fi polițai la poarta, ferească Dumnezeu, poți să știi la ce să te aștepți de la unii oameni, așa zis oameni. Oh, Doamne! Oh, Doamne! Da, uite că Dumnezeu mi-a ajutat și am înfăptuit ce am avut în gând. Cu Dumnezeu în gând înainte. Că numai așa reușim. Bine, trebuie să ai și motivație, determinare. Nu, așa dacă stai și aștepți să spice, nu se întâmplă, că nu se întâmplă. Nu ți-a aduce nimeni. Ia uite ea. Sper că a luat nenica la calul de aici, că are un cal care mușcă. Mușcă, mușcă. Doamne, Doamne, și animalele capătă, nu știu cum să zic, la omul ăla care mușcă calul și vaca împunge și câinii, are câini care acționează la comandă, adică răi. Deci el a transferat răutatea lui asupra tuturor animalelor ăstora. Știți? Depinde și animalul, depinde în ce condiții îl crești și cum îl înveți. Că dacă îl înveți rău și să muște, să împungă, să... Asta nu e ok. Nu e ok, da? Ce să faci? Mai schimb concepția unor oameni la bătrânețe? N-ai cum. Când ei au trăit o viață așa, fraților, aproape am ajuns. Aici este casa lui mama Angelina. Dar, na... Mama Angelina e moartă de mult, băiatul are altă casă, băieți, da, băieți, fete, e și el în vârstă și uite cum, dacă nu locuiește nimeni, uite cum îți rupe gardul, uite cum, uite cum. Și aici stă un fecior de-al mama Angelina, care și el e destul de în vârstă, abia merge pe drum. Și uite ce vreau să vă spun, dacă ai o casă sau ceva, un loc la țară și nu mai are cine să lucre, e bine să-l vinzi imediat, dacă ai un să stai la un copil, ceva. Că uite, uite, aici era vie. Acum e impracticabil, impracticabil. Au crescut, copacul nu e copac, e pădure. Pădure virgină, adică nu poate să fugă nici mâța pe acolo. Pentru că, uite, e deasă, e extrem de deasă, pentru că nu... S-a mai ocupat nimeni, măcar să taie copacii care apar alandala. Da, și aici e intrarea în râpă, de unde aduc eu cea mai bună apă de la izvor. Izvorul e de la... E, are jumătate de metru țeava, deci... Măi, dar nu era groapa asta când am venit eu încoace. Să pun canalizări pe strada mea, pe stradă, pe drumul ăsta. Se numește strada Crinului, deci se pun canalizări. Poate am avea și noi posibilitatea să ne racordăm cu WC-ul măcar. Nu mai zic de apă, că avem fântâni în curte, dar asta e durerea. Să avem un WC-ul care să
fie acordat la canalizare, ca să putem, nu. Of, Doamne, să nu mai fim cu WC-ul în fundul curții, cum s-a fost de atâția amar de ani. Păi da, da. Ei, Doamne, Doamne, ia uite, nu. Omul e bătrân, are copii, dar splecați care pe unde. Nevasta și-a plecat cine știe pe unde, până alte țări. N-a mai venit de ani de zile. Lumea îmbătrânită, super îmbătrânită, nu mai are cine face. Copiii sunt plecați, marea majoritate. Cine să facă? Cine să facă? Nu. Pe la voi cum e? Ia uzi, câinii mei s-aud, m-au dat dispărută. Ia uite, acolo e casa, casa mea. Da, da, da. Da, da, da. Ajungem imediat. Miroase a sarmale. A făcut gospodine la piftele sarmale. Lasă că și eu fac, că nu e o problemă asta. Să faci. Dacă ai din ce, imediat le faci. A, mi-am cumpărat. Am cumpărat, dar n-am mai vrut să fac azi, că da, na, dacă faci, trebuie să și guști mâncarea și dacă o guști, nu e ok, că e de fruct. Așa că mâine o să o fac. Avem ce mânca, avem ouă roșii făcute joi. Roșii toule, joi. Da, da, da. Uite, aici locuiește o femeie de 100 de ani. În august face 100 de ani. Sper să o găsesc și eu zilele astea. Stăm puțin de vorbă. Că, na, poate învățăm ceva de la bătrânii noștri. Ajung acasă. Doamne ajută. Ia uzi ce latră. Cuțelul meu. Cuțelușul meu. Ia uzi ce harnic e. Nu m-a recunoscut. E și el bătrân. Poate nici nu mai vede așa. Poate nici nu mai aude așa. Aici au murit proprietarii. Uite ce se întâmplă dacă... Na, a dat cuiva locația asta, dar na, nu prea sunt bani, salariile sunt cum sunt, asta e. Și am ajuns, asta e casa mea, cu căței mei. He-he-he. Vă aștept cu comentarii, cu toate cele, abonamente, like-uri, dislike-uri, ce vreți voi, distribuiri. Spuneți-mi la voi cum e, tot așa, sau mai bine. Paște fericit până una alta. Toate cele bune și multă sănătate. Da, iubirea mea. Am venit.